Astăzi vreau să ne distrăm alea cu folia asta de mobilă, ok, cumpărată din magazin. Am găsit un model foarte interesant, un calcul cam un mobilier din bucătărie, care se vede foarte zgâriat, nu știu dacă vedeți. L-am mai polișat, i-am mai făcut-o mai multe, dar în timp chiar se face nasol. Și momentan nu o să schimb mobila pentru treaba asta, are oricum mulți ani. Și am decis să o colantăm. Deja am făcut un experiment, cam asta este. Și sincer chiar a ieșit bine. Lateralul foarte bine. Ideea că lateralul arătau bine și nu avea sens să le foliez. Și cu siguranță era mult mai dificil. Dar pe total chiar îmi place cum se vede. Foarte frumos. Vedem cât o să reziste. Și o să continui să pun și pe ăsta. Foarte important să degresați foarte bine. Eu mi-am luat 2 metri de test acum. O să mai fac și eu altceva. O să mai foliez și alte chestii. Dar în principiu... Îl fac pe ăsta și o să rămână după ăsta să-l facem. Degresați bine, am aici niște spirit. Ce avem aici? Iza. Niște soluții de geam în ufăr. Aș face treaba. Și am văzut foarte multe modele de-astea faine la magazinele astea de bricolaj, construcție și chestii de genul ăsta. Am găsit multe modele, dar ăsta chiar mi-a plăcut foarte mult. Ceva America, taxi. Chiar foarte mișto, o să-l fac și pe lantul și vedem cum se vede la final. Pentru această operațiune am cumpărat un cutter nou cu o lamă foarte fină. Sincer își face treaba, câțiva lei. Ăsta l-am găsit, l-aveam pentru curățat geamuri. Deci orice chestie dreaptă care aveți și chiar și un card și puneți o leacă de, nu știu, material pe el, ceva, nu știu, cârpă. Cu siguranță reușiți și voi să faceți treaba asta. Și hai să continui și vedem ce iese. Ok, se pare că a ieșit destul de binișor, n-a ieșit perfect, clar, dar ce ține de colțuri care nu știu să le tai chiar destul de drepte, ok? Și acum ca să eliminăm bulele, că mai sunt bule, am descoperit că vârful la cutter, am făcut cel puțin la asta și s-au mai redus în totalitate. Adică cred că au mai rămas puține, dar ideea e că el o să și se tragă, se trag. După na, câteva ore, o zi, două, trei. Na, o să vedem. Am făcut jumate cu... am pus și soluție, că știu cum se pune folia pe auto. Cu decât, dar... nu știu, o să văd după aia, momentul. Acum cu vârful de la cutter doar le înțepi. Foarte puțin. Și așa câte puțin cât poți. Hai, mai faci o mică... Ideea să nu se vadă foarte mult când apeși. Adică gen să nu faci chiar tăietură. Să faci un... vârf lac. Ok? Văd că își face treaba de minune. Oricum, multe dintre ele o să se și tragă. Ok, hai să le termin și revin.